Bună ziua, domnule Cosac, și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc. Domnule Cosac, am spus președinte interimar al Federației Române de Tenis în urmă cu două zile, înainte ca eu să îmi propun să fac acest interviu. A fost această știre, da, cu alegerile care trebuiau să fie și nu s-au întâmplat. Ce s-a întâmplat acolo mai exact în sală? Pe mine m-a lăsat un pic fără cuvinte, așa, sala aceea goală cu foarte puțini membri. Da, ce să vă spun? În primul rând, statutul este făcut de așa natură ca adunarea generală în prima fază să fie făcută, să aibă un quorum de două treimi. Asta înseamnă că dacă noi astăzi avem 460 de cluburi și asociații sportive, însemna că quorumul este undeva la 270. A doua adunare generală trebuia făcută cu jumătate plus 1 din membri, deci undeva la 250, iar abia a treia adunare generală va fi făcută cu câți membri vor veni. Ce se întâmplă? Cluburile fiind repartizate pe tot teritoriul țării, pe întreg teritoriul țării, este, fiecare își face, aș putea spune, strategia în felul lui, în sensul că acolo unde este sigur că îi vin votanții sau vin membrii, stă de vorbă cu ei și dacă nu este quorumul, vă dați seama că e greu să-i chem pe cei de la Baia Mare, de la Zalău sau de la Turnul Severin sau Iași să vină. Și aleg să nu vină în felul ăsta. Aleg să nu vină, să vină la ultima care cu la ultima care e cu miză. Au fost cazuri în care oamenii au venit câteva 6, 7, 8 ore pe drum cu trenul sau cu mașina să intre în sală, să se amâne. N-a fost quorum și și-au pierdut timpul. Da, de multe ori sunt cei care locuiesc în capitală sau în zonele limitrofe și ei sunt cei care nu vin. Și atunci să fie siguri de fiecare dată, de când candidez sau de când sunt particip la aceste adunări generale, ultima adunare a fost cea hotărătoare. Cu miză, deci, practic. A, deci așa e mereu. Miză. Și n-ar trebui schimbat cumva statutul ăsta să nu mai existe baletul ăsta? Sigur că da. Cu toții ne dorim să schimbăm statutul. Sunt convins că vom și reuși lucrul acesta, pentru că noi am încercat să schimbăm statutul în 2016. N-am reușit din cauza quorumului, că cineva a avut intenția să boicoteze, să saboteze și atunci au ieșit câteva persoane din sală, n-am mai avut quorum, nu s-a ținut. De asemenea, din 2019 până în 2021, președinte a fost domnul Ion Țiriac, de asemenea a făcut un nou statut și există un nou statut care urmează să fie pus în dezbatere publică și dacă membrii vor fi de acord, va fi aprobat ca să nu mai fie jocul și ăsta, că pare un joc așa și vine o lumină proastă pe tenis până la urmă, pe tenisul românesc, când vezi sala aia cu câțiva oameni. Faptul că nu avem quorum din prima, sigur că nu dă bine. Dar da. Când e următoarea? Când este cea decisivă? Când a fost programată? Noi avem, o așteptăm pe colega noastră, vicepreședintă Alina Tecșori, este plecată în America cu fiul la ceva competiții, va sosi undeva în 22 decembrie, de săptămâna viitoare va veni și de îndată ce va veni, comitetul director se va întruni să hotărească odată, următoarea probabil dată. Pentru 2023 început, nu? Începutul 2023, da. Da. Deci eu am așa, George Cosac, da, președinte interimar, da. Tudor Iacov, în momentul ăsta, președinte al clubului AFC Progresul, Dumitru Hărădău, fost mare jucător de tenis și antrenor, director executiv al Federației Române de Tenis, Răzvan Itu, care a fost, înțeleg, ales în membru Consiliului de Administrație al Tennis Europe, și Mihai Rusu, fost jucător, actual antrenor, 74 de ani. Am spus vârsta domnului sale pentru că atrage atenția, e în vârstă. Dintre acești patru candidați cu care concurați, cu cine credeți că veți da, practic, bătălia pentru câștigarea Federației Române de Tenis? Pentru că se spune că, în general, președintele în funcție e favorit. Asta prin prisma, în general, se întâmplă asta. Depinde dacă... Dar sunt surprize, bineînțeles. Depinde dacă a avut o activitate benefică. De multe ori, nu de fiecare dată câștigă președintele. Corect. Eu cred că, cu excepția domnului Rusu, care s-a retras... S-a retras domnul Rusu. Și, din punctul meu de vedere, domnul Iacov, care n-are ce căuta, a fost împins și aruncat acolo de către altcineva, după cum bine știm, dânsul are alte preocupări. Cred că oricine poate câștiga. Da, sigur, fiecare susține punctul de vedere cu argumente. Ce-mi pare rău că, decât au mai fost diferite emisiuni și... Cel care se simte așa cel mai apropiat ca și
șanse de câștig, refuză să vină să discutăm. Să fie o dezbatere tet-a-tet. Ar fi interesant. Uite, eu fac public acum, dacă se dorește, în luna ianuarie să facem... Să punem pe tapet ce s-a făcut, ce nu s-a făcut și așa mai departe, ce a făcut fiecare. Să vă spun de ce e o miză, pentru că tenisul a fost urmărit, așa cum știți, în ultimii ani. Poate dacă vorbeam acum 15 ani, nu era aceeași miză. Am avut aceste fete extraordinare care au făcut performanțe în WTA, care au fost Simona lider mondial atâta vreme și așa mai departe, au câștigat Grand Slam-uri și atunci oamenii se uită mult mai mult la tenis decât se uitau în anii trecuți. Și e păcat să nu fie reprezentat acest sport la un nivel înalt și să nu fie mai transparent. De transparent este foarte transparent. Mă bucur că dumneavoastră ați sesizat lucrul ăsta, că tenisul este un sport cu vizibilitate și notorietate, că de vreo mulți ani încoace, nu știu, 7-8 ani cel puțin, dacă nu mai bine, m-am chinuit să mă fac înțeles și să fac miniștrii să înțeleagă că bugetele federațiilor pot fi împărțite după mai multe criterii, nu neapărat numai după performanță. Pentru că am avut șansa să vorbesc cu diferiți președinți de federații din mai multe țări și marea majoritate mi-au spus că mai în toate țările sunt mai multe criterii. Adică este vizibilitate, notorietate, număr de sportivi legitimați, sigur, performanțe, tradiție. Și la noi ce primează când se alege? Am și întrebări despre buget, dar dacă tot ați adus discuția... În România, din păcate, nu se ia decât performanța și se ia performanța de ieri, am putea spune. Adică nici măcar șansa aceasta nu se dă. De exemplu, în strategie au fost introduse 15 discipline sportive. Din păcate, tenisul n-a fost introdus. Am avut o discuție cu domnul ministru, am trimis un mail în care enumeram toate performanțele Federației Române de Tenis, pentru că dânsii au zis că se vor contabiliza performanțele începând cu Jocurile Olimpice de la Londra. Deci e o bună bucată de vreme. Dacă s-ar fi luat strict pe performanțele obținute de la Jocurile Olimpice de la Londra, cu siguranță Federația Română de Tenis ar fi trebuit să facă parte din cele 15. Pentru că nu au fost foarte multe federații care au avut campioni mondiali, care au avut lideri mondiali, care au avut performanțe și cu toate acestea, iată că... Corect. În afara faptului că din 2017 până în 2020 inclusiv n-am avut buget, 2021 și 2022 a fost un buget de supraviețuire, minim, cel mai mic de toate jocurile sportive. Vă contrazic, nu eu, vă contrazic prin vocea domnului Covaliu, președintele COSR, a spus-o la mine în emisiune înainte de Jocurile Olimpice, 1,3 milioane de euro, dacă nu mă înșel, o spun din memorie, 1,3 milioane de euro și a considerat că e un buget prea mare prin prisma faptului că tenisul e diferit de celelalte sporturi pentru că este finanțat din bani... Din banii personali, evident că știm asta, ai părinților, iar banii se întorc tot la sportivi și nu se întorc în sport. Asta a fost justificarea domnului Covaliu. Deci domnul Covaliu ne spune că 1,3 milioane. Bun, dar aici mai mult ca sigur... Sport de performanță și juvenil, sector juvenil. Tot sportul, tot tenisul, da, practic, dacă pe un an. Pe ce perioadă? Pe 2021, spunea domnul Covaliu. Și vreau să vă întreb dacă e adevărat și dacă știți în 2022 credeți, și ce s-a proiectat pentru anul viitor. Credeți-mă că nu sunt de acord cu ce a zis domnul Covaliu. Vă rog, Covaliu. E foarte bine adică să nu fiți de acord. 1,3 milioane mi se pare o sumă enormă, 2021, adică anul trecut. Anul trecut, exact. Da, anul olimpic. Cred că are o cifră eronată. El venea de la discuția, de la declarația domnului Țiria, care se plângea că e o sumă mică și spunea, domnule, nu, e o sumă mare, 1,3 milioane, pentru că se finanțează altfel tenisul decât celelalte sporturi. Într-adevăr, Comitetul Olimpic și Sportiv a fost cel care a finanțat anumite competiții sportive pentru sportivii ce urmeau să participe la Jocurile Olimpice. Acolo era supărarea domniei sale. Era în contextul în care fetele, știm foarte bine, nu au participat la Jocurile Olimpice. Sigur că poate cumulate sumele de la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, aici ținând cont de faptul că noi am organizat și o competiție, e vorba de în 2019, a fost ultima dată organizată acea competiție, WTA, și acolo, într-adevăr, ne-au susținut cu o sumă importantă. Dar pentru 2021 este exclus ca Federația Română. Câți bani a avut Federația Română de Tenis anul acesta? Hai să spunem în 2022, că suntem la final de an. Anul acesta, excluzând salariile,
erau 900 de mii de lei, iar acum la ultima rectificare... Deci 200 de mii de euro. Iar acum la ultima rectificare, ultima rectificare am mai primit, sau urmează să primim, înțeleg, undeva la încă 100 de mii de euro. Deci până în 300 de mii de euro cu totul. Până în 300 de mii de euro. Și pentru anul viitor... De ce vă întreb? Haideți să spun de ce vă întreb. Sperăm la un buget mai interesul mare, părinților, dacă, cel puțin, din ce văd eu, este foarte mare să jucă copiii la tenis. Inclusiv eu mi-am dus fetița la tenis, datorită performanțelor pe care le vedem la nivel înalt la televizor. Exact, acesta este și motivul pentru care eu am susținut de fiecare dată. Nu se poate, trebuie susținut și tenisul, tocmai din cauza faptului, sau datorită faptului, că părinții sunt cei ce contribuie enorm spre deosebire de alte discipline sportive. Și dacă marea majoritate beneficiază de un centru olimpic de juniori sau de un centru olimpic de tineret sau un centru olimpic mare, iar noi la Federația Română de Tenis nu avem aceste centre unde copiii ar avea această posibilitate să aibă masă, casă, antrenor, competiții. Gimnastica, de exemplu, are, datorită performanțelor uriașe din anii 70 și 80-90. Toate ar trebui să aibă. Da, în același timp ar trebui să aibă și tenisul. Da? Iată că tenisul are. Sigur că beneficiază câțiva copii de anumite burse, dar acea bursă, credeți-mă că nu îi ajunge nici măcar cât, să-ți cât e bursa? Cât e bursa? Haideți să spunem, ca să se, este, să se știe. Nu, este undeva la 1500 de lei. Sigur că pentru un junior care trebuie să joace undeva la 25 de competiții este infimă. Gândiți-vă că poate și închiriază terenul o lună. Un studiu al Federației Internaționale spune că un junior, aici referindu-ne la copilul între 15 și 18 ani, are nevoie între 60 și 80 de mii de euro pe an să-și facă un calendar competițional fără plata antrenorului. Deci, de se duce spre 100 de mii, e sumă mare. Într-adevăr, tenisul, poate nu poți tenisul, să finanțezi 100 de copii. Măcar 10 vârfurile. Gândiți-vă că toate celelalte discipline sau celelalte federații beneficiază de cantonament, beneficiază de absolut totul pus la dispoziție. Dacă un copil de la o altă disciplină sportivă primește o bursă sau primește un premiu sau o indemnizație sau un salariu în funcție de vârsta, acela îi rămâne intact. Nu este atins, pentru că el are casă, masă, antrenor, competiții plătite. La tenis nu există absolut nimic, plătit. Se știe că e un sport scump, dar vedem că dacă există performanțe, România este reprezentată la nivel înalt. Până ajunge acolo este cale foarte lungă. Dacă în anumite discipline sportive poți ajunge la marea performanță imediat sau dacă te poți înscrie la o vârstă mult mai ridicată, iată că la tenis, dacă nu te înscrii la 6-7 ani ușor și nu ai un minim de 10 ani de competiție în spate, n-ai nicio șansă. Deci iată că sunt cel puțin 10 ani de investiții în care părinții sunt principalii finanțatori și, sigur, există un consum nervos și un și nu numai nervos, deci mental și fizic enorm. Perioada în care copilul joacă între 20 și 30 de competiții pe an, perioada în care el trebuie mental să fie pregătit, că ia cel puțin 15-20, dacă nu mai multe, bătăi pe an. Corect. Perioada în care părintele trebuie să o ia de la capăt, să reinvestească, să reinvestească, să reinvestească. În cazul în care trebuie să plătească și antrenorul, atunci, sigur, situația este mult mai complicată. Da, pe cei care nu au bani, clar, pe părinții aceia îi speriem din start când aud aceste sume, dar e o realitate. Nu trebuie să îi speriem, este o realitate. De-aia noi am încercat și vom încerca că atunci când un copil ajunge la 10 ani sau la 11 ani și părintele își dorește să treacă la performanță, să facă performanță, să ne ocupăm prima dată de educația părinților, să știe la ce se așteaptă. Interesant. Și la cam cât ar avea de investit în viitor. Să știe dacă își permite să susțină acest efort. Sigur că și noi avem un plan să construim un centru național, din păcate deocamdată este numai pe hârtie de ani de zile. Este, momentul, inclusiv domnul Cefalan spunea la mine în emisiunea anul trecut de centru național de bază care va fi făcut lângă stadionul național. Ce mai știți? Mai există știri despre asta? Sunt hârtiile. Nu știri, informații concrete. Sunt pe masa biroului la sectorul 1. Am fost făcut o echipă cu domnul Covaliu, cu Simona și cu Horia, am fost la primarul general. Primarul general ne-a expediat la primarul sectorului 2 și așa am făcut un ping-pong de ăsta de ani de zile. Pentru acum, autorizații și pentru... Acum așteptăm să vedem ce ne va spune primarul sectorului 2, sperăm. Deci la primarul sectorului 2, la domnul Mihai, este acum mingea de tenis, ca să spun așa, pe birou. Bun, aș vrea să revenim puțin la alegeri și vreau să vă întreb...
sunt mai familiarizat cu ce se întâmplă la fotbal, recunosc. Okay. Cum se face campanie electorală la tenis? Mergeți în teritoriu? Așa ar trebui. Din păcate, cum se face? Pentru prima adunare generală n-am avut niciun fel de timp, că am fost preocupat de organizarea meciului de Billie Jean King de la Oradea și eram tot timpul pe drumuri la Oradea. Pentru a doua campanie, sigur, am un staff, sigur, sunt prietenii mei, practic, foști coechipieri din echipa națională, sau mai mult sau mai puțin. Pe cine vă bazați așa? Spuneți două, trei nume pe care... Nu, prefer să le țin pentru mine, dar sunt foști jucători de tenis și nu numai. Și, sigur, va trebui să mă și duc. În afara telefonelor, da? Nu este ușor să iei țara la picior, să mergi să le arăți ce ai făcut, ce ai vrea să fac, ce a făcut contracandidatul, dacă a făcut lucruri bune sau mai puțin. Exact, dar hai să ne axăm pe ce ați făcut. Uite, că a fost un an și jumătate de când sunteți în funcția de interimar. Spuneți-mi două lucruri de care sunteți mândru, pe care le-ați realizat în acest interval de timp, nu foarte lung. Da. Pentru că știm că e nevoie undeva la, și la primar și la președinte de federații, de două mandate să poți să faci niște lucruri a la lung. Dar ceva, niște chestii concrete pe care le-ați făcut. Două lucruri pe care le-ați bifat în acest an și jumătate. Este vorba de proiectul care, cu care am mers în școli. Un proiect început în 2014, e vorba de Născuți pentru Tenis atunci. Au fost undeva la 20.000 de copii care au făcut primul, au luat primul contact cu tenisul. Asta este un proiect în care noi am fost. Au fost selecționați 600 de copii, iar fiecare club în parte care a avut grijă de acest copii pentru, pe o perioadă de 6 luni, a fost, antrenorii au fost remunerați, iar cluburile au primit materiale necesare să poată să meargă selecția. E vorba de rachetele, mingi, rachete, file, mingi și așa mai departe. Bun. Deci asta este un proiect în toată țara, da? În toată țara. Cei care au dorit să se înscrie, pentru că nu poți să îi poți. Cam ce cu unde sunt mai dezvoltate cluburile? Să spunem și asta, nu, în țară așa. Cluburi, unde e interesul mai mare pentru tenis? Sunt peste tot. Cluburile sunt peste tot. Din păcate, răzbesc cei care au un suport financiar, pentru că așa cum am discutat. Trebuie susținuți, absolut. Trebuie susținuți. Atâta timp cât nu o susține, copiii sunt convins că sunt copii talentați peste tot. De aceea ne dorim un centru, astfel încât elitele cei, să fie cei care, și nu neapărat elite, că sunt foarte mulți copii cu potențial, cu calități deosebite, care pot fi ajutați, dar nu au acest suport financiar. În momentul în care vei avea un centru, îi poți aduce și îi poți pregăti, după aceea sigur că și federația și mai departe, sigur, statul român, așa cum investește în toate celelalte discipline sportive, ar putea să ajute, nu să ne trezim în situația în care care nu de puține ori am fost puși, sportivi cu performanțe excepționale, să vină să spună că da, contribuția statului a fost minimă sau... Simt aici un ghimpe și aș vrea să spuneți, nu știu, vă așteptați cumva acest stat să susțină mai mult sportul alb? Păi dacă nu ne-ar fi fost sistată finanțarea, conform hotărârii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost oprită ilegal, deci împotriva legii în 2017, în mod normal, după 2016, când au fost Jocurile Olimpice de la Rio, Federația Română de Tenis era între cele patru federații care au luat medalii olimpice. Deci noi ar fi trebuit să avem cel mai mare buget. Din păcate, aici este o discuție mai lungă. Cineva a făcut anumite presiuni la minister. Ministerul, fără să gândească prea mult, a venit și a asistat finanțarea. Și sta și cu scop că se duc bani în altă parte. Până timp la urmă, de 3 ani jumătate n-am avut niciun leu ca și finanțare de la MTS. Ceea ce este destul de grav. Bun, dar revenind la Olimpiadă, da, uite, da, putea profita tenisul de Olimpiada de anul trecut, da, cea amânată, să meargă acolo două, trei fete, să avem șanse la o medalie. Corect. Nu v-a deranjat acest aspect? Pentru că, trebuie să spunem, Simona a fost accidentată, Sorana a avut nu știu ce problemă, aici și așa mai departe, dar Irina Begu la fel, dar după două zile a participat la un turneu în Italia. S-a simțit acolo un mic boicot. Fiecare, atenție, părerile sunt împărțite. Asta este a mea. Eu mi-o spun pentru că am simțit un mic boicot. Să vă spun exact. Sunt discipline sportive pentru care Jocurile Olimpice înseamnă maximum. De ce înseamnă maximum? Pentru că cu o performanță la Jocurile Olimpice, cu o performanță poți beneficia de o rentă. Renta viageră, tot sigur. Restul vieții. Atletismul, gimnastica, scrima, le știm, da. Dacă nu ajungi să obții această performanță,
La tenis sunt puțini care aveau această șansă, ca și obiectiv era Simona, care singur argument avea într-adevăr șanse la medalie. Era numărul 1 WTA, câștigătoare de Grand Slam, dar după cum bine știm, ea a fost accidentată, n-a participat nici la Wimbledon, corect, nici la Roland Garros. Cazul Simonei a fost clar. Revenind la celelalte fete, sigur că fiecare a invocat câte o accidentare, dar ele, spre deosebit, este singura disciplină sportivă în care sportivii nu sunt angajați. Indiferent că ești la fotbal, handbal, volei, nu știu. Spuneți că nu avea obligație din punctul ăsta de vedere. Ai un salariu. Atenție, ai un salariu. Că joci, că prinzi, că nu prinzi echipa, ai un salariu. La tenis, dacă nu joci, nu ai câștigat un meci, nu ai absolut niciun ban. Începe anul cu minus, cu minus pentru că trebuie să-ți plătești antrenorul, preparatorul fizic, competiția și așa mai departe. Deci lumea nu știe. Înțeleg, spuneți că pentru Sorana, pentru Irina Begu, pentru Ana Bogdan, nu știu, a fost o prioritate, atenție, să meargă la un turneu să încerce să câștige bani. Să câștige niște bani, să-și poată întreține staff-ul și pe sine. Gândiți-vă că a fost pandemia, perioada în care toate disciplinele sportive, sau mai bine zis, toți sportivi au avut salarii indemnizate. Copiii ăștia n-au jucat nimic, ne jucând nimic, n-au câștigat niciun ban. Din ce au trăit ei? Și a pus cineva întrebarea asta, bă, din ce au trăit ăștia de la tenis? Că ei nu sunt angajați. Da, e o observație ceilalți corectă. Dar n-am auzit această voce, din păcate, atunci, la vremea respectivă, nu, să reapere. Eu când le spun miniștilor și lor, dom'le, ăștia la tenis, copiii ăștia, care sunt niște eroi din punctul meu de vedere, nu știu câte performanțe, să o luăm cinstit acum. Puneți-vă întrebarea asta sau puneți întrebarea asta unui ministru sau unui președinte de federație, dom'le, dacă sportivii dumneavoastră n-ar fi fost finanțați, ajutați, susținuți de către federație, am mai fi avut vreodată performanțele astea? În gimnastică, canotaj, judo, rolare. Adică fiecare să facă pe bugetul primit de acasă. Mă îndoiesc că am corect mai fi avut. Pe tenis se concentrează oamenii că sunt sume mari, dar până ajunge acolo... Mă îndoiesc că am fi acolo... avut 1% din performanțe dacă fiecare federație sau fiecare sportiv în parte ar fi fost nevoit să vină să facă sport și performanță pe banii de acasă. Mă îndoiesc că am fi avut. Sigur, nu este în regulă, dar nici ce se întâmplă cu tenisul, mai ales că, ca și vizibilitate, ca și notorietate, revenind la cele, la ce am vorbit mai devreme, tenisul nu se compară. Și vă dau un simplu exemplu. La tenis, dacă anul are 52 de săptămâni, la tenis anul are cel puțin 70 de săptămâni, ca și transmisii live. Este o anumită televiziune care are contract cu WTA-ul și cu ATP-ul și transmite 52 Eurosportul, de da. 52 de competiții. Nu, e vorba de DigiSport. A, și Digi, da. Eurosport, și Digi, care transmite cele 4 Grand Slam-uri, adică exact încă 8 săptămâni, că sunt 4 a câte 2 săptămâni. Da, da, da. Plus multe alte competiții, deci la tenis, ca și vizibilitate, notorietate, nu se dă. Și atunci, dacă vrei să ai modele, să creezi modele, trebuie să investești într-un sport cu vizibilitate, nu poți. Degeaba avem super campioni la diferite discipline sportive, unde apar 10 minute pe an la televizor, că nu îi poți arăta ca adevărați eroi, nu poți face... Corect, așa este într-adevăr, dar ați văzut face... ce a putut să facă totuși, ca o contra, ca un da contraexemplu, David Popovici, înotând în singur minut, că ăsta e sportul până la urmă, știți? Ăsta este sportul, și sigur. Și a continuat după aceea cu discursul pe care l-a avut și ne încercând să antagonizăm cele două sporturi. Nu, pentru nu că este vorba, nu este vorba. Da. În păcate, dar înțeleg ce spuneți. Că și el apare foarte puțin. Acum a avut șansa că încă, dacă putem spune șansa, că încă a fost junior. Și a avut campionate mondiale de juniori europene. Corect, junior au fost și dar în țară. Dar acum va trece la senior. Da. Este, din punctul meu de vedere, cred că David poate fi declarat sportivul lumii, overall. A fost această discuție, într-adevăr, care are șanse. Da. Cele mai mari șanse. Este un fenomen al sportului. Gândiți-vă că la 17 ani neîmpliniți, nu, 18 ani neîmpliniți, corect, acum a devenit senior, a reușit să bată toate valorile natației mondiale. Adică la 17 ani, în momentul în care nu ești un bărbat cu adevărat, adică nu ai stat sute de ore în sala de fitness. El este, într-adevăr... E un fenomen. Este un fenomen. Eu, o să eu, vă... eu la vremea respectivă l-am pus alături de Usain Bolt sau de, nu știu, Sergei Bubca sau Nadia sau cea marile fenomene ale sportului mondial. Ați avut un merit, poate puțină lume știe, în aducerea lui la Dinamo. Ne-a spus-o domnul Pop aici, faceți parte din echipa domnului Popa de la Dinamo și vreau să vă întreb dacă riscăm să-l pierdem pe David Popovici, noi ca țară. Există această discuție în spațiul public. Eu am fost la... Pentru că atunci când nu mai e junior, trebuie să explic, există posibilitatea să fie ofertat de o țară străină, să spunem America, din întâmplare, și să-l pierdem. Există această posibilitate? Sigur că există posibilitatea, nu se va întâmpla lucrul acesta. Nu se va întâmpla, România trebuie să ajungă la maturitatea.
Ei, nu vorbesc de trebuie, domnul Cosac. Dacă facem ceva în sensul ăsta, dacă face tatăl său poate pleca peste două zile, a zis că el astăzi are absolut totul la dispoziție. România, pentru marii campioni, poate pune la dispoziție absolut tot. Comitetul Olimpic este acolo, îi asigură absolut orice. Ministerul Sportului. Spuneți că e mulțumit, el și familia lui, de susținerea pe care o are în țară. Au fost tot felul de discuții și sunt tot felul de discuții, să zicem, legate de Cristina Neagu, care din punctul meu de vedere la fel o uriașă, de 4-1 sportiva, cea mai bună sportivă a lumii. O sportivă de excepție a lumii. Păi noi ne mai punem cea mai bună marcatoare la un european din istorie. Noi ne punem problema cât ce salariu are ea. Ea ar trebui să aibă, nu știu, sau nu numai ea, David și cel de la caiac, Chiriac, toți acești mari care sunt vârfuri mondiale, da, în sporturile lor. Sigur, exagerată treaba, fără număr, pentru că ei te reprezintă la cel mai înalt nivel. Reclamă, publicitate, notorietate mai bună decât acești sportivi, nu cred că există. Nu, da, cred că există. În cazul lui David, el poate sări de la sute de mii la multe milioane, asta e discuția, dar dacă îl interesează pe el ca persoană, că îl și cunoașteți personal. Milioanele astea, ca să fie remunerat cu milioane, nu cred că există o echipă ca la fotbal care să-l plătească milioane. Nu, e vorba și de marketing, de tot pachetul, vă dați seama. Este vorba de marketing, unde poate obține foarte mulți bani, fiind extrem de bun sau cel mai bun în acest moment, eu sunt convins că poate găsi sau vor fi companii multinaționale care vor veni. Spuneți că și în România, da? Să ca se asocieze, dar repet, da. ca un sportiv să poată beneficia de sumele acestea imense, trebuie să apară foarte des, că dacă tu apari foarte rar la televizor, de 3 ori sau de 4 ori pe an, e greu să obții. Uitați-vă, la fotbal joacă săptămânal au cel puțin 1 sau 2 meciuri. Corect. La basket. Și a spus și de tenis, la fel sunt foarte multe turnee. Adică și o companie în momentul în care dorește să-și facă această publicitate sau să aibă această vizibilitate, trebuie să și beneficieze. Da, se uite, de câte ori apare ăsta? Corect. În luată un minut jumate, odată la, de două ori pe an, de trei ori pe an. Nu, spun, e foarte bun ceea ce spuneți prin comparație cu tenisul, revenind la susținerea financiară. Este foarte important că el să aibă competiții. Că în momentul în care va avea mult mai multe competiții, atunci sigur că vizibilitatea crește și banii pot fi alții, da. Deci spuneți că nu riscăm să-l pierdem, asta voiam să vă întreb, pentru că sunteți acolo aproape. Și statul român trebuie să fie pregătit în orice moment să-i ofere absolut tot ce își dorește, fără limite. Să audă și cei care trebuie. Vreau să o singură întrebare mai am legat de aceste alegeri la Federația Română de Tenis. La fotbal, o spun eu, este implicare politică. Simțiți asta și în la tenis, pentru că a fost discuția din 2021, atunci când domnul Țiriac s-a retras, acuzat de domnul Vecerdea de la Sibiu, suflat așa de un vânt din deal de la Cotroceni, că are susținerea partidului, susținerea PSD-ului. Domnul Ion Țiriac a decis să se retragă în momentul ăla. Există o implicare a politicului în aceste alegeri la Federația Română de Tenis? Cum să existe? Adică cum se poate implica politicul la tenis, cel puțin acum? Sunt 460 de entități. Din acestea, cred că cluburi sportive, cluburi de tenis. Cine poate veni să pună presiune? Dar sigur, dacă vă referiți la domnul Vecerdea, este cel care a boicotat, a sabotat această federație de tenis, n-am avut finanțare, și culmea este că partidul domniei sale și președintele, vorba aia, erau în spatele lui. Dar asta se știe, în care pierd, sigur că e greu să ai acel fair play și putem spune că a dorit în momentul ăla să pună mâna pe federație. El dorește din 2015. El și cei care îl împing din spate. Din 2015 și-a tot dorit. Dar aș prefera să nu vorbim de el, că e prea mult să discutăm. Da, a fost o voce. A fost o voce și susținut de domnul Iohannis. Sigur că a prins curaj mai mare. Da, trebuie să o spunem. Știu, că nu l-am văzut înainte ca domnul președinte să fie președinte. Când era primar la Sibiu. Dar discuția există. Pe de altă parte, nici l-am văzut pe domnul președinte ieșind să zică, domnilor, eu îl susțin pe vecinul. Nu, public nu. Dar știm relația de rudenie, știm că e antrenorul personal și așa mai departe. E bine că îi place domnului președinte tenisul până la urmă. Să trecem deocamdată. Dar să se vadă asta și în susținere. Corect. Până la urmă, nu? Corect. Bun, vreau să vă întreb legat de acest meci de Fed Cup, nu vreau să trecem peste el, vreau să felicit în primul rând echipa. Și până la victoria aceasta a existat numirea lui Horia Tecău
Și vreau să vă întreb a cui a fost ideea și că pare că e de bine. E un băiat care a terminat de puțin timp activitatea sportivă, e tânăr, sunt convins că are entuziasm. Și vreau să vă întreb a cui a fost ideea și cum e el cu noua funcție și cu fetele până eu la urmă. Eu am propus lui Horia să devină președinte de la Federația de Tenis. El mi-a zis că nu este pregătit, că nu-și dorește, că știe în ce s-ar implica. Ah, interesant, își dorește să fie mai aproape de jucătoare, să facă ceva de genul ăsta, să le construiască, să fie alături de. Este greu să impui unui copil, unui jucător de tenis să facă ceva atâta timp cât tu, stat sau federație, ai făcut minimul minimului. Dacă la celelalte federații sportive sportivii sunt înscriși în marile competiții de către federație și ei își doresc lucrul acesta, să obțină performanțe, să fie remunerați, să fie angajați, să primească rente și așa mai departe, ei sunt strânși legați sau sunt umbilical legați de către federație. La tenis, sportivii se înscriu singuri la competiție. Joacă doar pentru mândria de a juca pentru România, da? Cam asta vreți să spuneți, fetele de la Fed Cup. Deci, așa cum v-am zis, se înscriu singure la competiții, da. Își plătesc singure competițiile, sigur că ar fi aproape imposibil să le asigure. Costuri enorme. Cu toate costurile. Și, nu în ultimul rând, așa cum v-am zis, dacă nu joacă și nu câștigă un meci, nu sunt remunerate. Nu primesc acele premii din care trăiesc, din care își plătesc echipele și așa mai departe. Deci, trebuie făcut o analiză astfel încât toată lumea să înțeleagă lucrurile acestea. Pentru că e foarte ușor să arunci la un moment dat cineva, zic, domne, tenisul este sport profesionist și de aceea nu primește finanțare. E, dacă vă uitați în nomenclator, veți vedea culmea că tenisul nu este trecut ca și sport profesionist. În schimb, avem fotbal, basket, volei, că sunt 9 discipline sportive, incluzând și dansul sportiv ca și sport profesionist. Sport profesionist. Dar tenisul nu este. Dar este singurul în care sportivii nu sunt angajați și nu primesc mai nimic. Da, deci Horia a refuzat oferta dumneavoastră de a candida pentru funcția de președinte și a ales să fie antrenor la Fed Cup. Este sigur nu full time, este pe anumite perioade. Da. Din punctul meu de vedere foarte bine, pentru că are un ascendent moral foarte important asupra fetelor. Fetele îl ascultă, pentru că altfel ar putea să fie oricine. Îl ascultă, da, pentru că fiind vârsta apropiată, ei sunt prieteni, ei s-au cunoscut în circuit. Este vorba de genul lui de om, este vorba de performanțele lui, este vorba de caracterul lui, este vorba de modul în care se face înțeles. Deci sunt foarte multe care conduc la toată treaba aceasta. Că altfel, credeți-mă, ar putea să fie oricare altul și n-ar fi ascultat sau nu ar reuși să facă, să creeze o echipă. Legat de venirea lui Horia Tecău la echipă, credeți că sunt șanse să o mai vedem pe Sorana Cârstea în echipa României, reprezentând România? El are deja discuții. Are deja discuții cu Sorana. Acum, sigur, rămâne de văzut ce își dorește și ea. Câtă energie mai are, cât mai vrea să joace și cum își canalizează această energie, dacă pentru turneele ei, pentru clasament și așa mai departe, sau dacă își va dori să vină să joace și în echipa de Billie Jean King, așa cum a făcut-o, din punctul meu de vedere, a făcut-o cu foarte mult succes atunci când a venit alături de fete. S-a speculat că nu se înțelege foarte bine cu Simona și... Cuvântul e bun, speculat. Da, eu îl folosesc, că mai mult nu-mi permis să spun, mai mult decât cuvântul o speculație nu a fost. Speculat, fiecare este cu personalitatea lui. Respectiv la fete, fiecare dintre ele a avut... Fetele au spus, nu suntem prietene, suntem amice, ne respectăm. Ok, dar e greu într-un sport individual să fii prietena. Corect. Pe de altă parte, știm foarte bine că și după aceste speculații, nu de puține ori s-au antrenat împreună la baza domnului Ciriac, pe afară, pe unde s-au întâlnit. Deci asta este o speculație, că nu se înțeleg sau că se urăsc. Pe Simona... Că există o concurență, sigur, da. Asta trebuie să fie. Pe Simona o vom mai vedea jucând pentru România, știți foarte bine contextul și... Eu cred că da. După ce va termina cu aceste probleme, cred că va mai juca. Am văzut o declarație de dumneavoastră, e de dată recentă, optimist că se va rezolva această problemă. Și eu cred că se va rezolva. Uitați-vă în ce că, sens? Uitați-vă că marile companii n-au fugit. Gândiți-vă când Șarapova sau cine a mai fost descoperit cu substanțe interzise, toate marile companii au fugit atunci, s-au detașat de respectivul sportiv. La Simona n-a plecat nimeni. Și eu sunt convins că
atât firma de echipament Nike, cât și cea de racheta cu care joacă, produsă de cei de la Wilson, au mai multe informații și sunt mult mai bine interesant. Documentați. Interesant. Se pledează pe lipsa de vinovăție și pe o neglijență și pe o... Nu vreau să intrăm noi, sunt avocați. Că a fost sabotată intenționat. Nu vreau să intrăm în discuții. Neintenționat, dar sunt avocați fără ca ea să știe, asta e ideea. Sunt convins că n-a știut. Sunteți convins, nu? Sunt convins pentru că niciodată nu știu pe cineva să fi fost prins dopat la US Open. Pentru că te verifică de cel puțin două ori, dacă nu de trei ori sau mai mult. Deci este exclus ca tu de bună voie, când știi că te caută, să te verifică de cel puțin două ori, să iei să faci chiar înaintea competiției acesteia. Care e starea de spirit acum, Simone? Din ce știți, nu știu dacă ați vorbit personal sau cu apropiați. Ultima perioadă n-am mai vorbit, doar ce citesc și eu în mass media. Da, bănuiesc că și are nevoie de liniște. E timpul avocaților și echipei care se ocupă de rezolvatul. Deci spuneți că o vom mai vedea și în echipa, în echipa României. Eu zic că da. Doamne ajută să fie așa cum spuneți. Vreau să vă întreb de Fed Cup. Urmează un play-off care cu siguranță va fi mai complicat cu Slovenia decât a fost meciul cu Ungaria, în care am defilat și asta ne dă optimism. Păi, bine, am defilat că fetele au jucat foarte bine și exact. S-a jucat la noi, dar meciul a fost extrem de echilibrat. Gândiți-vă că Jacqueline... Da, prin prisma scorului, corect. Jacqueline nu câștigase niciodată împotriva lui Botnar și iată că aici a reușit să o bată. Consider că și acest meci împotriva Sloveniei va fi la fel de echilibrat și sunt convins că fetele își doresc să obțină o bună performanță. Cum de altfel și Horia este hotărât să meargă cât mai sus, ca și performanțe. Da, am pornit discuția cu legată de finanțare și am avut în acest 2022 o veste pentru mine, a fost extraordinară, pentru că noi de-a lungul anilor am avut juniori, inclusiv mergea tecău, da, mergea singur și așa mai departe, câștigători, Andrei Pavel în trecut, da, care au câștigat la și Sorana, că vorbeam mai devreme despre ea, au câștigat Grand Slam ca juniori și n-au mai reușit să confirme. Sunt aceste două nume, Alexia Tatu și Andreea Soare. Sigur, a câștigat Alexia, dar asta e mai puțin important. Au jucat o finală la Wimbledon, la Under 14. Mi se pare fantastic din nou pentru sportul românesc acest lucru. Corect, performanțele sunt extraordinare. Performanțele le îndreptățesc să primească o atenție mai mare și din partea statului. Dar, repet, până nu va ajunge și Federația Română de Tenis să beneficieze de toate condițiile, așa cum beneficiază toate celelalte discipline sportive, mergeți la oricare din federațiile pe care le-am enumerat mai devreme să vedeți dacă sportivul are vreo altă preocupare decât să-și facă treaba cât mai bine. Aici mă refer la casă, masă, deplasări, antrenori, ei n-au absolut nicio problemă. Astea sunt rezolvate de federație. Corect. Pentru că sunt finanțate de către Ministerul Tinerii și Sportului. Atâta timp cât n-ai o finanțare să-i asiguri sportivului toate aceste condiții care, din punctul meu de vedere, sunt minime, mai ales la nivelul ăsta, când fetele acestea deja au confirmat la nivel de juniori. Au nevoie de investiții, sigur. Sunt foarte mulți bani, este adevărat, dar statul va trebui să hotărască și să investească și în tenis, pentru că vedem foarte bine ce înseamnă vizibilitatea și notorietatea în tenis. În momentul în care Simona a avut această problemă, a explodat tot globul. Tot globul s-a evident, vorbit la nivelul la care este, da. Asta înseamnă că dacă ea era într-o disciplină, dacă era într-o disciplină sportivă fără o vizibilitate sau o notorietate, a doua zi nu se mai scria despre asta. Nu se mai scria sau se scria aici în zona noastră a Europei și cu asta basta. Dar corect. Faptul că tenisul este un sport ce se joacă pe toate continentele și aproape în toate țările, atunci da. Deci mi-am notat eu aceste două nume, mai am câteva aici, dar poate aș vrea să mă completați și dumneavoastră. De Georgia Crăciun, spuneați că va fi urmașa Simonei Halep. Am spus cândva acum ceva Georgia timp. Crăciun, da. din păcate, ce s-a întâmplat cu ea? Legat de finanțare, o știu foarte bine, să chinuie și antrenorul a intervenit de foarte multe ori și la mine să o ajutăm, să a fost legitimată la Dinamo. Clubul Dinamo s-a chinuit să o țină, să-i dea masă, să-i dea casă. Din păcate, n-are acea finanțare să-și asigure continuitatea celor 25-30 de turnee. Exact ca Georgia, s-au pierdut foarte mulți copii pentru că nu o putem considera pierdută în momentul ăsta pe Georgia, pierdută, nu, dar numai la nivelul la care o vedeați dumneavoastră acum ceva timp. Nu are acea șansă de a avea o continuitate în pregătire și în a-și face un calendar competițional, pentru că odată ce ai bugetul limitat, te gândești,
Nu pot juca 25 de competiții. Joc 5 Alegi. Competiții. Și ești din ritm. Dar unde mă duc? Unde fac? Cu 5 competiții nu poți concura cu cei care joacă 25 astfel încât să-ți fie alese cele mai bune performanțe. Deci ei nu trebuie să aibă acele. Din păcate, asta e principala preocupare a jucătorului de tenis. De unde fac rost de bani și ce mă fac că nu am banii necesari? Pentru că nu sunt bani puțini, într-adevăr, așa este. Ce mă fac că nu am banii necesari să-mi asigur calendarul competițional, să-mi asigur o pregătire, să-mi asigur o alimentație, să-mi asigur cea mai bună echipă tehnică și așa mai departe. Da, de ce mi-am notat aici Filip Jianu, Oana Gavrilă, David Cristian, Capte Putedră, pentru că sunt băieți care au câștigat la nivel mic turnee. Performanțele lor sunt cu atât mai importante și ar trebui cu atât mai mult respectate și apreciate pentru că fac pe banii lor. Nu știu câți alți părinți ar fi investit sume enorme din alte discipline sportive, astfel încât, sigur că toți copiii ăștia au pornit din eșecuri enorme, așa cum am zis că ei joacă 25-30 de turnee pe an. Puțin probabil ca vreunul din acești copii să câștige toate competițiile. Absolut. Ei iau cel puțin 15-20 de bătăi în frânge. Și ei trebuie să se ridice de fiecare dată. Să se ridice, da. Luni să se ducă iarăși și optimiști. Și părintele, și finanțatorul, cine este acolo, bă, iar ai pierdut, iar trebuie, trebuie să ia de la capăt. Și mental nu e ușor, spuneți. Merg afară, de multe ori ei sunt însoțiți de părinți, nu de către antrenori, că antrenorii sunt foarte scumpi. Foarte scumpi. Sunt, costă. Bugetul care, costă. Da. Care l-au ei. Da. Sigur că dacă ai avea milioane, normal că nu sunt scumpi. Dar dacă nu ai bani, atunci... Pe final vreau să vă întreb, Horia Tecău a refuzat propunerea dumneavoastră pentru moment, ales să fie în continuare pe teren. Marius Copil a spus că ar fi interesat pe viitor să candideze pentru funcția de președinte. Cum vi se pare declarația asta? E de dată recentă, de săptămâna trecută. Eu cred că oricine poate candida, dar el a mai scris acolo, dacă voi avea și banii necesari. Ah, ok, era cu virgulă. Dacă era mai are și banii necesari, pentru că are familie de întreținut, el trebuie să știe că președintele Federației Române de Tenis nu este remunerat. Nu este remunerat. Mie nu mi se pare normal, vă spun sincer. Corect, sigur, vom vedea. Viitorul statut trebuie motivat președintele să vină la lucru, să facă lucruri pentru sport. Faptul că el își dorește, foarte bine, dar ar trebui să fie mult mai mulți. Din păcate, cei care ar putea să candideze și de aia zic că din păcate și îmi pare rău pentru că nu s-au înscris foarte mulți, să fie o luptă cât mai strânsă, o luptă de idei, de păreri. Și eu le-am zis colegilor că nu sunt interesat, dar la urma urmei, când am văzut cine candidează, am zis că nu pot lăsa chiar așa tenisul pe mâna oricui și trebuie să candidez, să încercăm să ducem tenisul mai departe, pentru că simt în stare să aduc și alții și să creez o echipă care să facă. Singur nu va putea să facă nimeni absolut nimic. Corect. Echipa e întotdeauna importantă, deși tenisul e sport individual. Dacă nu reușești să strângi o echipă în jurul tău, este aproape imposibil să poți realiza ceva. Da, mulțumesc mult de discuție, multă baftă pentru la alegeri în primul rând. Mulțumesc. Și apoi dacă veți fi cel care îi convinge pe colegii din tenis, spor la finanțare până la urmă, pentru că mi-ați vorbit foarte mult despre bani și îmi dau seama că este foarte important ca tenisul să adune bani și să susțină în primul rând acești copii, care arată un potențial foarte mare. Ca în orice domeniu de activitate pornești de la un buget. Fără un buget n-ai cum să te apuci de ceva, că te apuci și ce faci? Te sufoci după o săptămână, o lună sau două luni sau trei. Nu. Încep de la buget. Ai bugetul și apoi, în funcție de bugetul pe care îl ai, construiești sau îți faci proiectul mai departe. Și corect. Dacă pleci de la zero, n-ai ce să faci. Rămâi în casă. Deci multă baftă la alegeri și în noul mandat. Vă mulțumesc foarte mult și vouă că ați fost alături de noi. Ne revedem la următoarea ediție specială Play Sport Live. Seară frumoasă!